salut încă o dată. Cred că o fac pentru a cincea oară în această dimineață și este foarte bine. O să mă salut cu toată lumea pe parcursul acestei zile. Rog toată lumea din hall, pe cât este posibil, să-și ia locurile în sală, pentru că deja suntem un pic în întârziere și ar trebui să începem conferința pentru care ne-am adunat astăzi. Timp de 4 ediții ne adunăm an de an la Conferința Internațională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor. În 2021 am vorbit despre ce înseamnă pentru Moldova ratificarea Convenției de la Istanbul. În 2022 am vorbit despre puterea femeilor din Moldova și Ucraina. În 2023 am vorbit despre violența digitală în creștere. Acum, în 2024, avem un an diferit parcă de celelalte. Ne-am fi dorit să-l avem mai ușor, dar din păcate este mai dureros și mai greu de înțeles. În acest an, practic, în fiecare lună am citit și am văzut știri despre abuzuri grele împotriva femeilor, fetițe minore care au născut în urma violurilor, cazul Ana Maria, care ne-a cutremurat pe fiecare, și cazuri de femicid sau viol. Mame, surori, fiice, ale căror vise, trăiri și dorințe au fost întrerupte sau poate chiar distruse de abuzatori. În acest an am redescoperit puterea comunităților de femei, care și-au revindecat drepturile și s-au făcut auzite la proteste, în stradă sau online. Trăim o perioadă incertă pentru siguranța femeilor, atât acasă cât și oriunde în lume, unde drepturile noastre sunt puse la îndoială. Conferința Internațională pentru Prevenire și Combaterea Violenței față de Femei este un spațiu unic și sigur pentru discuții despre violența în toate formele și manifestările ei, despre societatea patriarhală și misoginism, despre mișcarea feministă pentru drepturile femeilor, justiția de gen, finanțări cu sens care împuternicesc femeile și organizațiile. Un loc unde ne conectăm, creăm legături, ne susținem și ne vindecăm reciproc. Eu sunt Ana Tkachenko, actriță și activistă pentru drepturile femeilor și sunt onorată să fiu gazda conferinței. În numele Coaliției Naționale vă mulțumesc pentru că ați ales astăzi să fiți alături de noi atât în sală cât și online. Conferința este organizată de Coaliția Națională Viață Fără Violență, care este o rețea națională formată din 21 de organizații non-guvernamentale care prestează servicii specializate femeilor și copiilor victime ale violenței. Coaliția este o rețea feministă care susține dezvoltarea organizațiilor membre, oferă finanțări organizatorilor și activistelor, contribuie la elaborarea legislației și politicilor publice, organizează campanii naționale de educare și de informare. Veronica Teleucă este coordonatoarea coaliției și expertă în lucru cu organizațiile de femei și finanțări feministe. Pentru deschiderea oficială a evenimentului, am onoarea să o invit în scenă și să-i ofer cuvântul doamnei Veronica Teleucă. Conectată? Am tot timpul o problemă cu microfonul. Da? Se aude? Se aude acum? Nu știu, probabil o să trebuiască să vorbesc fără microfon. Un, doi.
Vreau să spun că tot timpul am o problemă cu microfonul ăla. Apăs pe toate butoanele până se deconectează și până se conectează înapoi. Bună dimineața tuturor, dragi colegi, colege, prietene, prieteni, parteneri, reprezentanții ai organizațiilor, a tuturor instituțiilor care ne-au susținut și ne susțin. Bună dimineața, bine ați venit la cea de-a patra ediție a Conferinței Internaționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței față de Femei, care este organizată de Coaliția Națională Viața Fără Violență, care este gazda acestui eveniment. Și mă gândeam acum la ceea ce a spus Ana mai devreme, că este a patra ediție și de fiecare dată, în fiecare an, această conferință este foarte diferită. În primul an, când am organizat după pandemie, să știți că pentru prima dată două femei au povestit din sală, de pe scenă, despre istoria de abuz prin care au trecut, pentru prima dată în viața lor. O jurnalistă și o tânără fată care a povestit despre abuzul sexual prin care a trecut. În al doilea an eram practic în război, primul an de război. Am avut femeile din Ucraina pe care le-am ajutat mult, cu care am plâns, cu care am râs și cu care am creat acest spațiu de a fi împreună. Anul trecut am avut alte femei care ne-au căutat, au venit, au aflat despre conferință, ne-au scris că vor să vină să ne roage să le ajutăm. Întâmplător au aflat de pe rețele de socializare. Și anul ăsta este a patrulea an, când avem la fel un an mai greu, un an mai deosebit. S-au întâmplat multe în acest an, am avut cazuri complicate, cazuri grele, cazuri când fetele noastre au murit. Dar în același timp am văzut cât de important este să fim împreună, să ne solidarizăm noi, cei care suntem aici în sală, care sunt online și ne privesc, care sunt în comunități, noi și instituțiile, noi și partenerii, pentru că toți avem împreună o misiune comună. Să îmbunătățim viața fetelor și femeilor noastre, să creăm comunități sănătoase, să avem o educație bazată pe democrație și pe drepturile omului. Și asta ne dorim și asta facem. În fiecare an văd că numărul fetelor și femeilor care vin, numărul bărbaților care vin, este tot mai mare și mai mare. Pe de o parte, asta ne bucură pentru că înțelegem că oamenii au încredere în noi, că facem ceea ce trebuie, că construim comunități sănătoase de la firul ierbii. Pe de altă parte, asta este și trist cumva, pentru că înțelegem că problema violenței în continuare este foarte actuală și relevantă. Și în continuare ne doare foarte mult. La conferința noastră ne-am propus, ca de fiecare dată, să avem un spațiu unic unde vom vorbi despre subiecte pe care mai puțin le vorbim în mod obișnuit. Nu este o conferință șablonată, este un eveniment pe care îl creăm împreună. Cei care sunt pe scenă și cei care sunt în sală. Anul trecut am avut foarte multe discuții, întrebări, comentarii, istorii personale. Și astăzi și mâine vom vorbi despre Convenția de la Istanbul, pentru că este o convenție care a fost elaborată de către femei, este o convenție feministă. Femeile au lucrat pentru alte femei. Vom vorbi despre rușine, pentru că anul ăsta noi, coaliția, am făcut o cercetare despre factorii care încurajează și descurajează femeile să povestească despre abuz. Primii doi factori, știți care sunt? Rușinea și că nu are unde pleca. Fetelor, femeilor, le este rușine să povestească prin ce au trecut și nu au unde pleca. Nu își pot permite financiar să plece. Și vreau să spun aici că eu, mult timp în urmă, am trecut printr-o istorie de violență gravă. Și la fel, astea au fost motivele de ce nu am plecat. Rușina și nu am avut o casă unde pleca. Ceea ce am demonstrat și prin cercetarea care am făcut-o. Vom vorbi la fel despre femicid. Femicidul, avem o lege, avem modificări legislative care au fost anul ăsta aprobate, dar vom vorbi în sensul larg. Ce se întâmplă până la femicid? Cum se întâmplă că se ajunge la omorul unei femei? Unde este comunitatea? Unde suntem noi toți până ajunge în acest moment? Ce se întâmplă după un femicid? Pentru că rămâne o comunitate cu o traumă colectivă care trece peste ani. Care sunt măsurile reparatorii care le aduce statul?
cum este introdusă justiția socială mai departe. Vom vorbi despre standardele feministe pentru victimele violențe, pentru că pentru o femeie care trece printr-un abuz este foarte important să fie cineva alături de ea, să o creadă, să o asculte, să aibă acest spațiu sigur unde să poată povesti, să știe că nu va fi arătată cu degetul, nu va fi rușinată, dar va fi ajutată pe termen lung. Și pe lângă toate celelalte subiecte, vom avea și o gala premiilor feministe. Vom celebra succesul nostru pentru că femeile știu să lucreze mult, greu, de multe ori la limite. Știți cum este? Femeile au grijă și de casă, și de copii, și trebuie să fie să demonstreze de fiecare dată că sunt bune la job și sunt bune. Vedem femeile în poziții cheie, în poziții de lidere la noi în țară, că sunt bune și fac lucrul pentru alte femei. De asta, mâine vrem să celebrăm femeile noastre, activistele la nivel local, asistentele sociale, jurnaliste, tinere, pe care când le-am sunat să le spunem că au câștigat, au spus că nu se poate, nu cred. Da, e posibil așa ceva. Da, este posibil așa ceva. Trebuie să lucrăm greu, dar trebuie și să ne celebrăm și să ne mândrim cu rezultatele noastre. Și ultimul moment care am vrut să-l menționez este că am fost anunțată astăzi dimineață de doamna președintă că va veni mâine să ne onoreze cu prezența ei, pentru că astăzi este investirea noilor miniștri. De asta sperăm că vom avea astăzi o zi plină, o zi intensă, o zi bună și mâine vom continua tot așa. Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Este o mare bucurie, un mare privilegiu și o mândrie că sunteți aici cu noi, lângă noi și lucrăm împreună pentru a schimba viața fetelor, femeilor, viața comunităților noastre, că noi asta merităm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, te rog să iei loc. Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor în Moldova, cât și în lume, necesită implicare comună, sprijin și finanțări care să ne împuternicească și să ne ajute. Excelența sa, ambasadorul României în Republica Moldova, este prezent alături de noi. Domnule Cristian Leon Țurcanu, am onoarea să vă ofer cuvântul și să vă rog să ne spuneți care este angajamentul ambasadei României la Chișinău pentru promovarea mișcărilor feministe, dar și a susținerii organizațiilor care muncesc pentru prevenire și combaterea violenței. Bună dimineața și mulțumesc mult pentru șansa pe care mi-ați acordat-o să fiu aici alături de dumneavoastră. După introducerea deosebit de emoționantă, aș spune, și plină de suflet și plină de realități care dor, mie îmi revine sarcina aridă și instituțională să spun câteva cuvinte în deschiderea acestui eveniment. Ambasada și Ministerul Afacerilor Externe de la București sunt onorate să fie parteneri în această conferință și în aceste proiecte pe care le derulăm împreună cu Coaliția Națională Viața Fără Violență. Ați spus foarte bine că acest flagel nu poate fi combătut de unul singur și când spun asta că nu poate fi combătut de unul singur, mă refer atât la persoană, la individ, cât și la asociație, cât și la coaliție, cât și la o țară. Acest flagel trebuie combătut împreună. Împreună cu un prieten, cu un părinte, împreună cu familia, împreună cu o asociație, două, trei asociații, împreună cu alte instituții sau țări care văd această problemă și care doresc să eradicheze această problemă. Sunt foarte multe provocări în societatea contemporană și este foarte bine că avem asemenea platforme ca să auzim opiniile experților și să discutăm despre unele dintre acestea într-o manieră deschisă. Una dintre cele mai dureroase astfel de provocări este evident violența domestică, violența împotriva femeilor, violența împotriva copiilor. Este violența împotriva celor care dau viață și împotriva celor care duc viața mai departe și care asigură generațiile următoare. N-aș dori să prezint acum și aici cifre și statistici nici din România, nici din Moldova, nici din
Uniunea Europeană. Dar știm cu toții că în spatele fiecărei cifre se află o poveste teribilă. Întrebările care trebuie să ne preocupe merg dincolo de statistici. Care este dimensiunea reală a fenomenului? Câte victime nu au curajul de a spune stop? Fie din frică față de agresor, fie din rușine, fie constrânse de stereotipuri sociale sau de circumstanțe economice, fie pur și simplu pentru că nu au încredere în sistemele de protecție sau în justiție. Câte victime continuă să-și trăiască drama în tăcere și câți agresori își poartă vina cu sentimentul de normalitate și de impunitate? Cât de solide sunt instituțiile și politicile noastre publice pentru a preveni situația în care cineva drag nouă să ajungă victimă? Violența domestică este o vulnerabilitate a societății contemporane. Aceasta este o realitate valabilă nu doar în România, nu doar în Republica Moldova, nu doar în țările Europei de Est. În medie, am spus că nu o să spun cifre, dar nu mă pot abține, în medie o femeie din trei a experimentat cel puțin o formă de abuz fizic sau sexual la nivel global. Chestiunea violenței domestice a devenit o preocupare la nivelul Uniunii Europene. Anul acesta, Parlamentul European a adoptat norme pentru a combate violența împotriva femeilor și pentru a proteja victimele, în special victimele violenței domestice. Ca urmare a creșterii alarmante a numărului cazurilor de violență domestică la nivel comunitar, în unele țări membre UE au fost adoptate legi noi, au fost înăsprite pedepsele, au fost alocate fonduri suplimentare pentru ajutorarea victimelor, au fost îmbunătățite mijloacele de raportare. Ați menționat Convenția de la Istanbul. România a ratificat această convenție în 2016 și este un pas extrem de important în tot ceea ce înseamnă măsurile care vin să protejeze victimele abuzului domestic. În 2021, în România s-a adoptat legea privind monitorizarea electronică a agresorilor, prin care s-a introdus măsura aplicării brățării electronice. Obiectivul este ca până în 2025 sistemul să fie operațional în întreaga țară și să fie extins și pentru persoanele acuzate de săvârșirea unor infracțiuni pentru care nu sunt dispuse măsuri precum control judiciar, control judiciar pe cauțiune sau arest la domiciliu. Tot în România există un mecanism de acordare a voucherelor pentru victimele violenței domestice care acoperă hrană, cazare și medicamente. Este un mecanism flexibil și funcțional, ajunge până la 5 salarii minime brute. E un sistem care ar trebui să fie mai bine cunoscut și acest sistem vine să ajute exact în zona pe care ați menționat-o dumneavoastră. Unde plec? Unde pot să mă duc? Ce casă pot să-mi găsesc? În situații de criză, în situații în care traumele fizice și traumele psihice mai ales îngrădesc până la urmă capacitatea și libertatea de a evada dintr-o situație îngrozitoare. Măsurile pe care le-am amintit produc deja efecte pozitive. Dar dacă mă întrebați de ce este nevoie pentru a stopa fenomenul violenței domestice, cred că discuția este una mult mai complexă. Rezultatele nu apar peste noapte, iar societatea devine mai bună, mai receptivă și mai tolerantă doar atunci când fiecare individ înțelege că are o responsabilitate. Și principala responsabilitate este să fie om. Este o responsabilitate absolut necesară că această chestiune ne privește pe toți și că indiferența nu este o scuză. România a ales să susțină evenimentul de azi prin implicarea financiară a Ministerului Afacerilor Externe și programarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROIC și le salut pe colegele mele aici de față, tocmai pentru că ne pasă. Și pentru că noi credem că societatea civilă are un rol imens în conștientizarea fenomenului, în protejarea victimelor și în crearea acelor parteneriate solide cu autoritățile centrale, care consolidează instituțiile în fața provocărilor multiple. Pentru că violența nu este doar în familie, nu este doar în mediul fizic. Este și pe stradă, este și în școală, este și în mediul virtual și are forme de manifestare dintre cele mai diverse. Ban Ki-moon, fostul secretar general al ONU, spunea că există un adevăr universal aplicabil tuturor țărilor, tuturor culturilor și tuturor comunităților. Violența domestică nu poate fi acceptată, nu poate fi scuzată și nu poate fi tolerată. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit aici în mijlocul dumneavoastră și îmi doresc ca discuțiile care vor avea loc în cadrul acestei conferințe, astăzi și mâine, să aducă un pas înainte
să ne aducă pe toți mai aproape de conștientizarea cu adevărat a tragismului profund al acestui fenomen și să ne învețe să fim mai buni, mai toleranți, mai deschiși și, în primul rând, mai oameni. Mulțumesc mult! Asador, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și sperăm că la anul 2025 să fie cu totul altfel de conferință, dar în modul pozitiv al rezultatelor avute și în urma acestor discuții. Vă mulțumim foarte mult! Cum și prin ce modalități ne putem implica să ne salvăm, să prevenim cazurile de violență la care sunt supuse semenele noastre? Asta este una dintre întrebările la care încercăm să ne răspundem astăzi și în fiecare zi. Alături de noi este doamna Ellen O'Malley Dunlop, vicepreședinte Grevio. Grevio, grupul de experți al Consiliului Europei pentru acțiunea împotriva violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, are rolul de a monitoriza implementarea Convenției de la Istanbul în statele membre ale Consiliului Europei. Pe această notă, în căutarea soluțiilor, sunt onorată să-i ofer cuvântul doamnei Ellen O'Malley Dunlop, care ne va vorbi despre progresele Moldovei în implementarea Convenției de la Istanbul, dar și unde mai avem de lucru. Thank you very much. Pleasure. And thank you very much for the invitation to speak today at this conference of preventing violence and combating violence against women. I'm honored to be here as the Vice President of Grevio, but also as a citizen of the Republic of Ireland. I believe Ireland and Moldova have a lot in common. And in fact, in July of this year, your President Sandu paid a visit to Ireland and she met our President Michael D. Higgins, our Prime Minister Simon Harris, and our Minister for Foreign Affairs Simon Coveney. And their discussions focused on the strengthening of relations between Moldova and Ireland and the contribution of the 20,000 Moldovan community living in Ireland to both communities and Moldova's steady progress towards European Union membership. For 20 years, before becoming an activist in the area of women's rights, I worked as a psychotherapist. And in my practice, I continually met women who were victims of domestic and sexual abuse from all socioeconomic backgrounds. Gender-based violence was never their presenting problem, because just like the fish that knows nothing about the water it swims in, they were not aware of what had become over time coercive, abusive, and dangerous relationships with their husbands and or partners. In 2022, the UN reported that on average, more than 5 women or girls are killed every hour by someone in their own family. And that is a shocking statistic. Femicide does not start with the murder of a woman. This is a sentence I picked from the conference program, and it could not be more true. In the short time I have with you, I will briefly give you an overview of the European Convention on the Prevention and of Combating Violence Against Women and Domestic Violence, the Istanbul Convention. I will give you an overview of the Grevio Committee, and then I will concentrate on what Grevio, in its activity report, has zoomed in on and is central to the debate about ending the murder of women at the hands of men. And that is risk assessment. So about the convention offers a holistic set of measures for governments to take to keep women and girls safe. And they are, of course, the 4 P's: prevention, protection, prosecution, and coordination of policies. It starts with prevention. Attitudes and beliefs about women must change in all of us, but mainly in the men and boys who hurt and kill women. In relation to protection and support, we need safe shelters, police measures such as protection orders, risk assessment and management, and much more. And in terms of prosecution, we must end impunity for acts of violence against women through effective prosecution.
The convention, above all, requires political will for a comprehensive set of policies that ensures interaction between all agencies on all fronts of violence, so that a real safety net is created around the women and girls who need it. This is what the Istanbul Convention envisions and what makes it so very important. So now to the work of the GREVIO committee. GREVIO is the Council of Europe's independent group of experts on actions of violence against women and domestic violence. Over the past decade, GREVIO has been monitoring the implementation of the Istanbul Convention in 37 countries, and I'm happy to say that as a result, we have seen much progress in European countries. We have also assessed Moldova recently, and I would like to acknowledge Angelina Zaporozhan, my colleague and Moldova's representative on the GREVIO committee. And she is doing extraordinary work and is really a fantastic addition to the GREVIO committee. We welcome the fact that in the Moldovan evaluation, we identified much good and a commitment to act during the evaluation. But we also encountered quite a few examples where more action is needed. Generally, we find in our evaluations that as a first step, parties to the convention change legislation and invest in more support service for women victims. This is important. But our work has shown that we need to move further ahead, and this is where I come to risk assessment. That is why in this year's activity report, GREVIO has zoomed in on issue and this issue that is central to the debate about ending the murder of women at the hands of men, and that is risk assessment. Risk assessment is a requirement under the Istanbul Convention and a crucial mechanism for states to fulfill their due diligence obligations to prevent and protect individuals from human rights violations at the hands of private actors. The European Court on Human Rights has held in its jurisprudence that under the European Convention of Human Rights, state authorities have a responsibility to take preventative operational measures to prevent violence at the hands of a family member or partner. Risk assessment and risk management for women and girls exposed to domestic violence or otherwise at risk of experience violence or death at the hands of men is therefore an international obligation. Yet GREVIO has identified a series of shortcomings in how such risk assessments are handled on the ground, or worse, a lack of strategic and legal framework to make them an obligation for police. Some of the shortcomings are that internationally accepted tools are not used, or that risk assessment is done only in relation to domestic violence, and that concepts of honour and risks of forced marriage are not brought into the equation. Also, we have seen several examples of countries where risk assessment procedures overlook very important red flags, such as firearms possession. This must be factored in and addressed. We have also seen little dynamic risk assessment. The level of risk for women and girls evolves over time, and as we all know, those of us working in this area can increase. This must be addressed in risk assessment. Also, digital manifestations of violence, threats made online, or increasing threatening and harmful activity online by an abuser must also be taken into account. And lastly, any risk assessment tool in use needs to be regularly evaluated together with the protocols for professionals. As I said earlier, in 2022, the UN reported that on average, more than 5 women or girls are killed every hour by someone in their own family.
And more recently, the UN reported another shocking reality that every 10 minutes, a woman is murdered in the world. This has to stop. As I am from Ireland and I feel Moldova and Ireland are very close, I want to finish by thanking you in Irish. We do have our own language. So Bawatam Buyakasakawal Don Kura Aforme or Son Grevio or Son May Fain. I'm sorry and may I apologize to the interpreters. I'm just saying thank you very much and it has been a great honor to be here with you today. Thank you very much, Ms. Dunlop, for information and your presence at the conference. La începutul acestui an, yes, please stay. La începutul acestui an, ca parte a realizării Programului Național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027, a fost înființată Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. În calitate de autoritate administrativă centrală, cu atribuții de implementare, coordonare, evaluare și raportare a modului de realizare a politicelor în domeniul prevenirii și a combaterii violenței de gen și a violenței în familie. Doamna Viorica Țâmbălari, directoarea generală a agenției, căreia am onoarea să-i ofer cuvântul. Bună, da. Bună dimineața, dragi colegi, prieteni. Mă bucur foarte mult să fiu aici și sunt onorată de fiecare dată, 4 ani la rând, 3 ani din postura de societate civilă, membra coaliției, anul ăsta un pic mai deosebit, dar vreau să cred că, indiferent din ce statut ne aflăm la moment, noi avem aceeași cauză, o cauză comună, de a lupta cu cea mai mare problemă a Republicii Moldova, cred eu, violența. Vreau să-i mulțumesc, Veronica, pentru invitație și vreau să felicit organizatorii pentru că consecutiv, an la rând, se organizează această conferință, o platformă deschisă unde putem să discutăm așa cum este lucrurile, așa cum sunt reale, pentru că doar așa putem să adaptăm ceea ce facem noi și programele și legile și politicile pentru că să ajungem la cele femei care au nevoie de noi. Vreau să spun că și pentru noi ca instituție rolul societății civile este unul foarte important. Ba mai mult, noi toate programele agenției le implementăm cu ajutorul societății civile. Chiar ieri am avut o întâlnire lunară pe care agenția le organizează cu societatea civilă, cu organizațiile societății civile și acolo mi-am întărit încă o dată gândul că o colaborare, o comunicare și o unitate poate să dea acele rezultate pe care noi le dorim. Republica Moldova, bineînțeles, că a avansat foarte mult. Și am vorbit aici, antivorbitorii mei, despre tot ceea ce Moldova a reușit. Începând de la rectificarea Convenției de la Istanbul și conform articolului 10 a Convenției, se recomandă constituirea unei instituții în stat care să coordoneze, să monitorizeze și să raporteze acele reușite, dar și să identifice lacunele care se întâmplă. Și s-a creat agenția care, iată că aproape de un an, încearcă să pună umărul și să împingem acel car toți împreună, acum suntem mai mulți și vreau să cred că odată cu constituirea noastră ne va fi și ne este mai ușor ca să avansăm cât mai rapid, pentru că timpul doare, ne doare pe fiecare, iar cu cât mai mult
se întinde aceste procese care sunt așteptate de toate femeile noastre, cu atât mai mult avem și mai multe cazuri de violență și femei care suferă. Îmi doresc și eu, polițiști, judecători, procurori, primari, o comunitate mai empatică, o comunitate care să răspundă adecvat și o comunitate care să fie receptivă atunci când în fața lor vine o femeie care își spune oful. Este vorba despre o schimbare de mentalitate, dacă doriți, care nu se face atât de ușor. Dar noi trebuie să ne o asumăm fiecare. Fiecare dintre noi, din postura în care suntem, trebuie să vorbim mai mult și mai mult despre gravitatea acestei probleme, pentru că uneori nu e despre necunoștință. Uneori un profesionist cunoaște foarte bine ce trebuie să facă, dar în prim plan, după mine, este empatia care el trebuie să o transmită și comunicarea empatică cu acea femeie. S-a vorbit aici despre femei care nu au unde să plece. Asta am realizat și noi și atunci când eram în societatea civilă și acum. Și chiar dacă nu este mandatul nostru, noi ne asumăm, pentru că mandatul putem extinde, să creăm un nou serviciu pentru Republica Moldova, apartamente tranzitorii pentru femeile victime ale violenței. Acest proiect, program, va fi pilotat curând, în 2025, cel mai probabil că la Bălți, și ne dorim ca femeile, atunci când decid să nu mai să iasă din acest cerc vicios, să nu mai zică că nu au unde, să încercăm să le oferim acel adăpost, sigur, dar totodată independent, cu un program de abilitare economică și de reintegrare socială și să capte acele abilități de a nu mai avea, să nu mai aibă frică să trăiască singură și să întrețină pe ea și copiii săi. Mizăm pe susținerea atât a instituțiilor de stat cât și a societății civile în acest program dificil, dar cred că este atât de important pentru noi, pentru noi ca țară, să avem această oportunitate și atât timp cât noi ne punem această prioritate, eu sunt sigur că o să reușim. Am vorbit despre profesioniști și vreau să vă zic chiar ieri, la întâlnirea noastră cu reprezentanții agențiilor ONU, am discutat a câta oară deja punem pe hârtie conceptul definitivat a unui hub de formare pentru profesioniștii noștri în domeniul violenței. El va fi la Chișinău, noi avem un sediu care a fost atribuit nouă de către Guvernul Republicii Moldova. Acum rămâne doar să-l conceptualizăm, să-l dotăm și acest centru de formare continuă va forma toți profesioniștii din Republica Moldova, acele echipe multidisciplinare, cum să lucreze împreună. Noi toți mergem în teritoriu și multe organizații pe care le văd aici lucrează direct cu femeile și interacționează cu acei profesioniști, cu acele echipe multidisciplinare, care știți foarte bine că fiecare își face treaba în măsura în care cunoaște, în măsura în care poate, dar o coordonare în aceste echipe multidisciplinare încă lasă de dorit. Asta ne propunem să facem noi, să-i ajutăm, cum să înțeleagă fiecare specialist atribuția sa și cum fiecare coordonând lucrurile în așa fel încât toate acțiunile lor să fie centrate pe femeie. Vreau să închei cu două momente. În primul rând, așa cum a spus și Veronica, astăzi este o zi importantă pentru noi și doamna președintă are o misiune importantă de azi dimineață, dar eu nu pot să nu spun despre o femeie care va fi inaugurată astăzi ca ministră, o femeie care a început ca noi, directoarea la Strada, ulterior a fost secretară de stat la Ministerul de Interne și acum a devenit ministră, iar pentru mine, din toate schimbările guvernului, această noutate a fost cea mai așa, plină de bucurie, pentru că noi și până acum, ca instituții, colaboram cu Daniela, dar de acum înainte am certitudinea că o să fie
o colaborare cu Ministerul și mai bună, mai ales pe domeniul nostru, pentru că știm toți că ea este o luptătoare aprigă a drepturilor femeilor și vreau să o aplaudăm. Sunt sigur că ea se gândește la noi. Și o să închei cu mesajul că cunosc și știu din propria mea experiență cât este de greu să lucrăm în acest domeniu. Am ales, fie că suntem bărbați sau femei, să ajutăm alte femei, alți copii care suferă foarte mult și trec printr-o perioadă complicată. Și vreau să vă rog și pe voi, dar mă refer și la mine, să avem grijă de noi, în primul rând, ca ulterior să putem să ajutăm pe ceilalți. Vă doresc tuturor, ne dorim tuturor o zi și azi și mâine productivă. Sunt sigur că aici se vor deschide noi idei, noi perspective și este important ca ulterior să avem careva pași de întreprins în așa fel încât ca visul tuturor, nicio femeie și niciun copil să nu mai sufre la noi în Moldova. Vă mulțumesc mult, mulțumesc mult. Mii de femei își adresează această întrebare acum. Acum, chiar acum, în clipa aceasta în care noi suntem aici, nimeni n-a anulat datele prezentate de doamna Dunlop mai devreme, nimeni nu anulează realitatea. Întrebarea este următoarea. Ce fac acum? Unde merg eu acum? Cine sunt eu acum? Cine mă așteaptă fără bani, fără casă și cu copii? Pentru mii de femei din Republica Moldova nu există alegere între bine sau rău. Există alegere între viață și moarte, siguranță și mâine. Dacă mâine mai există sau dacă chiar azi, clipa următoare mai există. În aprilie 2024, după 10 ani de activitate ai Coaliției Naționale Viață Fără Violență, în care cele 21 de organizații membre ale Coaliției au oferit sprijin și asistență complexă pentru circa 15.000 de femei, Coaliția a lansat fondul ANA, care este o continuare a programului de granturi de urgență pentru femei, inițiat în 2019. Anul acesta, prin intermediul fondului, ne dorim să oferim o casă și un viitor mai luminos unei mame singure, supraviețuitoare a violenței, care crește 6 copii în nordul țării. Vă îndemn să scanați codul QR de pe ecran și să donați pentru a oferi un acoperiș sigur și o nouă șansă la viața acestei familii. O să-mi permit să vă reamintesc de acest fond pe tot parcursul acestei zile cu speranța să adunăm și să salvăm viețile pentru care noi suntem unica salvare. Vă reamintesc că această conferință este un eveniment interactiv, unde contribuția vorbitoarelor, vorbitorilor, este în aceeași măsură extrem de importantă. Vă rugăm să acordați întrebările care vă vin în cap și care vă dor. Astfel vă invit pe cei din sală, cât și online, să veniți cu întrebările dumneavoastră. Iar ca să sparg gheața, o să o fac eu și o să-mi permit să o întreb pe doamna Țâmbalari care sunt cele mai mari provocări pe care le întâlniți în prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor din Republica Moldova. Cred că coordonarea. Coordonarea. Da, dacă am vorbit despre coordonarea la nivel local, pentru că atunci când se întâmplă un caz de violență într-o localitate,
mult mai ușor ar fi să fie soluționat când se pun la o masă de discuții și polițistul, și primarul, și medicul, și asistent social și găsesc cea mai bună soluție pentru acea femeie. Și la nivel central și raional, cred că la fel este o dificultate în coordonarea lucrurilor și cred că din acest motiv și-a fost creată o instituție care să-i pună pe toți la aceeași masă și să găsească cele mai bune soluții pentru țară. Această provocare nu este doar care ține de instituția noastră sau de țara noastră. Eu am fost câteva luni în urmă la o conferință internațională unde au venit toate țările care au constituit o instituție similară nouă și mai mulți au întâmpinat această provocare, pentru că fiecare cumva își obișnuiește să-și vadă de treaba lui în domeniul în care activează, iar să pui în centru discuției drepturile omului și violența în familie și violența în bază de gen este mai complicat, cu toate că noi, ultimii ani, Republica Moldova, avem o deschidere imensă din partea Parlamentului, a Guvernului, a Guvernării, a societății civile. Avem o coaliție care de ani de zile unește mai multe organizații sub aceeași pălărie, ceea ce demonstrează acea unitate și sper că noi încet să reușim toți să ne așezăm cât mai des la aceeași masă și să găsim cele mai bune soluții. Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult. Nu ezitați să acordați întrebările. Dacă, da? Da, ok. Doamna Dunlop, ne spuneți, vă rog frumos, ce măsuri considerați că sunt esențiale pentru a reduce violența de gen la nivel global? First of all, I think the acknowledgement of the fact that we have gender-based violence is so important. And the when a victim comes to the police, and it's usually the police are the first responders, it is so important that the police are properly trained and that they actually have a risk assessment of that woman and her children immediately, and that she is given the supports that she needs, that she is referred to the agencies who will give her that support. And of course, who are the agencies? What are the agencies? They are refuges, and we need more refuges. And we also need to ensure that the different orders, for example, the protection orders, are immediately put in place. Thank you very much. It's a big space between women, police and the communication. Este exact același răspuns pe care l-am primit de la doamna Țâmbălari. Da, doamna Teleucă, cum mobilizați comunitățile locale să se implice activ în combaterea violenței de gen? Pentru că știm, din păcate, că foarte des ne lovim de un perete de indiferență și un perete care se ascunde după replica: nu e treaba mea, nu mă bag, eu să-mi văd de familia mea. Deci după acest perete se ascunde indiferența și nepăsarea, în urma căreia se întâmplă tot ce se întâmplă și avem datele pe care le avem. Complicată întrebare, pentru că probabil toate femeile și bărbații care sunt în sală, răspunsurile sunt în sală, de fapt. Ei trebuie să spună cum se mobilizează și ce fac. Voi cunoașteți foarte bine că atunci când se întâmplă un caz de violență, oamenii reacționează diferit. Cineva spune, într-adevăr, nu este treaba mea, cineva sare și face tot posibilul, câteodată chiar dacă nu este jobul lui sau treaba lui directă. Eu cred că, având atâtea organizații în coaliție, pentru că sunt 21 deja de o săptămână, avem și a 22-a, deci sunt 22 de organizații,
care lucrează toate la nivel comunitar, colegii și colegele mele care sunt aici în sală, sunt cei care mobilizează aceste comunități, care lucrează direct cu oamenii, care vin și lucrează cu echipele multidisciplinare, fiind în componența echipelor multidisciplinare. De asta, sigur că este o diferență mare într-o comunitate unde există o organizație care prestează servicii, care face advocacy la nivel local, care unește toți oamenii și profesioniști împrejurul lor, și este o diferență mare în comunitățile unde nu există aceste organizații. Pentru că femeile acolo și fetele și copiii se simt sigur mai abandonați. Aici știu că este un loc, un spațiu, niște oameni care oferă sprijin și iată mă uit, îi văd în sală pe toți colegii și colegile mele, cărora le mulțumesc încă o dată pentru prezență, dar și pentru tot lucrul care îl fac. Doi, mobilizăm comunitățile probabil atunci când lucrăm în baza necesităților și realităților. Nu când venim de sus în jos, dar când venim invers, de jos în sus, atunci când facem un program de educație, un program de sprijin, când facem finanțări, când facem o lege, când implementăm o lege, tot timpul noi, ca organizații, instituții, parteneri, donatori, trebuie să meargă de jos în sus, adică să plieze aceste lucruri exact pe necesitățile care sunt. Fie că este vorba de case și iată am auzit că este un program care va oferi pe termen lung case. Fie că este vorba de finanțări care trebuie să fie bazate pe necesitățile oamenilor pentru care sunt construite. Fie că este vorba de instruiri, de evaluarea riscurilor și așa mai departe. Și la noi, sigur că în Republica Moldova, ca și în multe alte țări, există un mare focus pe urmărirea penală și pe sancționarea agresorilor, ceea ce este firesc, așa și trebuie să fie. Atunci când se întâmplă un abuz, trebuie pornite procedurile legale, abuzatorii trebuie să fie sancționați pentru a transmite un mesaj clar societății, trebuie restaurată ordinea socială și justiția socială. În același timp, ce vreau să spun eu, că atunci când este focusul pe urmărire penală, se uită sau se dă într-o parte partea de educație și noi vedem atât de multe abuzuri în anul ăsta am avut și anul trecut, mai trecut, abuzuri față de fete, în primul rând față de femei tinere, abuzuri foarte grave, nu ne oprim acum pentru că sunt foarte traumatizante, da, să povestim în detalii. Și de fapt, în general, numărul violenți, cazurilor de violență a crescut și chiar recent vorbeam cu mai mulți colegi și colege, păi de ce se întâmplă așa, de unde vine această creștere foarte mare? Și știți, eu mă gândeam că cât de dureros asta nu ar suna, întrebarea nu este de ce se întâmplă, dar când se vor întâmpla. Pentru că atunci când nu punem foarte mult accent pe prevenire și pe educație, sigur că numărul va rămâne constant sau va crește. Și noi asta ne lipsește. Ne lipsește în școală, în grădiniță, în școală, în universități, ne lipsește o educație, cum se spune la noi, teafără, da? O educație care este bazată pe respect, pe înțelegere, pe drepturile omului, pe toleranță, pe acceptare. Educația sexuală reproductivă de care se tem foarte mult adulții, care învață copiii limitele corporale sănătoase, învață cum să spui nu, când să spui nu, da? Și tot așa. Și cred că partea de prevenire și de educație la noi este mai puțin luată în vedere și mai puțin finanțată. Și asta este un lucru, cred că, la care trebuie să lucrăm mult și în următorul an. Și aici, în jurul educației, în jurul prevenirii, în jurul urmăririi penale, în jurul sancționării agresorilor, în jurul organizației, așa se construiește comunitatea, pentru că vine de jos în sus, de la necesitățile reale ale noastre. Și plus, eu personal cred că puterea este la noi. Deci, femeile, bărbații, liderii comunitari cunosc și știu ce să facă cel mai bine în comunitatea lor. Lucrurile cele mai bune s-au schimbat atunci când puterea era la oamenii din comunități. Nu venea cineva să le spune cum e mai bine să facă. Tot timpul a fost o diferență mare în sensul ăsta. Eu nu știu dacă am răspuns la întrebarea, dar cam așa văd eu lucrurile. Mulțumesc. Cel puțin a fost pentru mine, please. Could I just add, I think I agree with everything you say, and I think it's terribly important that education, age-related, from kindergarten, yes, right through to third level. I think, though, what we must remember is we always put respect and the victim at the center of everything.
Once we do that, I don't think we'll go too far wrong. However, we must have political commitment to ensuring that the services are there. Because if the services aren't there, then the women are going to be killed, and we know that. And so we need political will, and that is terribly important. We also need, as well as respect for the victim, we need respect for the agencies who are working on the ground and ensure that the agency are properly supported to deliver the work that they're doing. Because, and as well as the agency, and I totally agree with you when you're talking about collaboration, we need collaboration with state agencies and the NGOs. Because it's the NGOs who are giving the frontline services. Yes, there are, of course, there are services at state level in terms of health, education, and the judicial system and the police, etc. But we need everybody to be working together. And there are examples in other countries like the MARACs in the UK. But also they need to be revised and reviewed, and everything needs to be evaluated on an ongoing basis. Thank you. Thank you. Deci, din tot ce am putut să acumulez eu personal informativ, a fost că la nivel emoțional avem nevoie de empatie. Empatia din start, care trebuie să ne facă să simțim altfel, să fim deschiși și să fim... Cred că empatia ne duce pe fiecare la locul unde trebuie ca să salvăm pe cineva. Și la nivel științific de implementare ar trebui, într-adevăr, în școli și în instituții să se întâmple ceva care să educe și să crească generațiile următoare, pentru ca numărul de date și de victime să se micșoreze, nu să crească, în contradicție cu educația și cu creșterea economică și intelectuală la care toți credem că asistăm și facem parte. Fiecare parte a societății trebuie să-și cunoască foarte bine locul și traseul ca să fim uniți. Sesiunea de deschidere a conferinței se apropie de final și în scurt timp vom avea discuții cu experte și experți conform agendei. Dar până atunci țin să menționez că ediția a patra a conferinței este organizată cu sprijinul Uniunii Europene, a Consiliului Europei, Oak Foundation, ROAID, Urgent Action Funds, Ambasada Austriei la Chișinău, UNICEF Moldova și cu susținerea organizațiilor membre ale coaliției. Fiecare contribuie pentru schimbare, Asociația Împotriva Violenței Casa Mărioarei, Gender Centru, Interaction, Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale, Centrul pentru Educație Non-Formală Diversitate, Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane, Ofelia, Stimul și Femei pentru Femei. Avem niște mesaje, avem mesaje de susținere și de apreciere a trei ambasadori care, prin implicarea lor directă în susținerea eforturilor Organizației de Femei din Moldova, sunt alături de noi. Demonstrează o înțelegere profundă a necesităților comunităților noastre. Doamna Stella Avalon, ambasadoarea Austriei, domnul Falk Lange, șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău și doamna Caterina Fried, ambasadoarea Suediei, ne vor împărtăși perspectivele țărilor și a comunităților pe care le reprezintă, cât și prioritățile instituțiilor lor asupra prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor. Să urmărim mesajele cu drag. Promoting gender equality is not only the right thing to do, but also the smart thing to do. Ending gender-based violence is an important part of this work, as we want to have a world where all women and girls can live free from violence and discrimination.
What is Austria's contribution to combating and preventing gender-based violence in Moldova? First of all, by grants and financing of various projects. Secondly, by supporting advocacy and public awareness campaigns, as well as educational initiatives. And in the third place, by promoting gender equality, helping Moldova to implement the various international conventions and agreements. We are doing quite a lot about fighting gender-based violence and violence against women. That is, for instance, capacity building of frontline professionals that are trying to prevent and fight gender-based violence and violence against women. That is, we are providing legal expert advice to change legislation, as well as we are trying to improve, together with our national partners, the data collection on the situation of cases of violence against women and gender-based violence. Violence against women and girls is a global problem. We are doing our best to address this in Sweden, in the EU, and in our bilateral and international relations. It is also a priority for us in Moldova as part of our work to promote human rights and gender equality. Secondly, we need support services. We must have accessible shelters, counseling, and legal aid to ensure that the survivors get the help they need, including economic empowerment, enabling them to break out of cycles of violence. And thirdly, we need strong legal frameworks. Not only must we have the legal framework to protect women, we must also enforce the laws and ensure that the perpetrators are brought to justice. This is key for creating a safe environment for all. And to get there, we need to have a multidisciplinary approach where authorities and communities work together. What has Moldova achieved so far? First of all, the strengthening of the legislative framework. I would like to mention the national strategy for the prevention and combating gender-based violence from 2023 to 2027. The second most important achievement is that there has been an enhancement in services. We have now much more shelters as well as legal and social counseling for women who are victims of violence. And of course, there are now also much more activities in the field of advocacy and public awareness raising in the entire country. I think there are still to be amendments to the law on prevention of gender-based violence and violence against women to be adopted in the parliament. There is to be more investment to be taken for the capacity building of frontline professionals that are facing these cases, and we have still to do more about the data collection to have a better departure point for our work on these issues. For us to have a chance to end violence against women and girls, we need to continue pushing for three things in particular. We need to have education and awareness. This means teaching about gender equality and respectful relationships from a young age to challenge harmful stereotypes and norms. It also means engaging men and boys, enabling them to go from being part of the problem to being part of the solution. The Swedish Embassy is grateful for being able to work closely with both local and international organizations, as well as government institutions here in Moldova, that are engaged in the efforts needed to end violence against women and girls. We hope that we, with this initiative, also will encourage individuals at the community level to be agents of change and end the violence, not only during the 16 days of activism, but every day of the year until we succeed. I think for us, it is important that gender-based violence and violence against women is not only an issue that females should be dealing with. It is an issue that every man, being a husband, being a son, being a grandfather, should be concerned about. And I do believe that most of us are. But we increasingly have to go out and make sure that people are sensitive to the issue and they are sensitive to these cases that women and girls are exposed to. Gender-based violence and violence against women is a scourge that all of us have to do something against in every day of the year. And I hope that this conference will be another possibility to strengthen cooperation and coordination between all actors involved and making the fight against gender-based violence even more efficient in Moldova and at the international level. Da. Da.
domnii ambasadori, am văzut că au repetat practic ce ați spus și dumneavoastră aici, cei de față, și ne bucurăm de aceste momente repetative, pentru că înseamnă că acestea ar fi niște rezolvări și niște alarme care ne face să ajungem unde suntem astăzi. Cam asta a fost prima parte a conferinței, partea oficială. Avem o pauză de 10 minute de cafea, dar înainte de pauză suntem rugați cu toții să venim aici pentru o poză de grup ca să imortalizăm momentul. Vă rog frumos!